O femeie în vârstă de 80 de ani din comuna suceveană Poiana Negri și-a pierdut viața în urma unui incendiu. În zorii zilei, flăcările au cuprins casa în care aceasta locuia. Până la venirea pompierilor, mansarda și acoperișul locuinței erau deja făcute scrum. Pentru că incendiul s-a extins cu repeziciune, femeia nu a mai putut ieși din casă. A fost găsită fără suflare de echipele de salvatori. Ancheta care a urmat a scos la iveală și cauza incendiului, un coș de fum izolat defectuos.